O autorizație de construire va putea fi obținută cu doar câteva clicuri și cu o singură plată. Cel puțin acesta este planul conducerii Consiliului Județean Prahova, care susține că în doar câteva săptămâni va fi lansată o platformă în acest sens. Se lucrează intens la acest proiect. La acest moment avem sistemul în back office, adică este funcțional pentru angajați. Probabil în următoarele 2-3 săptămâni să comunicăm și când se va face trecerea către cetățeni pentru depunerea documentațiilor online. De altfel, prahovenii vor putea verifica stadiul solicitării. Va fi structurat destul de simplu. Cetățenii vor putea depune numai online documentația, deci fără să mai o aducă fizic. Își vor crea un cont și vor avea mereu imaginea unde sunt documentele și cât timp mai are până vor fi avizate. Cei interesați vor găsi în cadrul acestei platforme informații detaliate privind planurile urbanistice, rețelele subterane existente pe teritoriul județului și partea de cadastru și publicitate imobiliară. La fel avem în lucru acum și preluarea cărților funciare de la ANCPI, de la OCPI, tocmai pentru ca cetățeanul să dețină totul în același loc în ceea ce privește urbanismul. De altfel, prahovenii vor putea efectua și plăți online prin această platformă.